Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne conectează la cuvântul care ne arată voia lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii. Încă o dată putem înțelege că de Dumnezeu nu te poți apropia oricum, indiferent de locul pe care îl ocupi în slujirea sa. Odată cu responsabilitățile încredințate, vin și responsabilitățile în ceea ce privește sfințirea personală. Cu acest capitol 22 din cartea Levitic continuăm descoperirea prevederilor pe care Dumnezeu le comunică lui Moise cu privire la puritatea personală a slujitorilor, a preoților. Asemenea capitolului precedent și acesta are două secțiuni majore, ambele precizând lucruri pe care trebuie să le facă preotul pentru a păstra curăția cerută de apropierea de un Dumnezeu sfânt. În primele 16 capitole aflăm despre întinarea preoților prin boli, regim alimentar și atingerea unui mort. În cea de-a doua parte este abordat discernământul pe care preotul trebuia să-l aibă în ceea ce privea jerfele aduse de popor. Să parcurgem acum prima parte, cea care ne comunică lucruri ce pot să întineze pe slujitorul Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui ca să se ferească de lucrurile sfinte care îmi sunt închinate de copiii lui Israel și să nu ne cinstească numele meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. Trebuia să existe o separare clară între sacru și profan. Aron nu trebuia să aducă acasă lucrurile de la cortul întâlnirii. Lecția pe care o avem noi de învățat este că nu trebuie să tratăm lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile sfinte, ca și când ar fi ceva obișnuit. Spunele, continuă cuvântul Domnului, orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copilului Israel și care va avea pe el o necurăție, omul acela să fie nimicit dinaintea mea. Eu sunt Domnul. Protul nu trebuie să fie indolent și neglijent în slujba lui. Dumnezeu cere ca el să fie înlocuit dacă are o astfel de atitudine. Cred că putem trage de aici o concluzie spirituală pentru credinciosul de astăzi. În prima epistolă adresată Corintenilor, capitolul 11, găsim următoarele cuvinte. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dumnezeu trece acum la enumerarea tuturor felurilor de întinare care l-ar descalifica pe un preot și l-ar împiedica să-și exercite îndatoririle preoțești. Orice om din neamul Aaron care va avea lepră sau scurgere de sămânțe să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu va fi curat. Tot așa și cel ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel ce va avea o lepădare de sămânțe în somn, cel ce se va atinge de o târătoare și se va spurca, sau un om atins de vreo necurăție oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea, cine se va atinge de aceste lucruri va fi necurat până seară să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce își va scălda trupul în apă. După asfințitul soarelui va fi curat. Și în urmă va mânca din lucrurile sfinte că aceasta este hrana lui. Să nu mănânce dintr-o vită moarte sau sfâșiată ca să nu se sporce cu ea. Eu sunt Domnul. Să păzească poruncile mele ca să nu-și ia pedeamsa pentru păcatul lor și să nu moară pentru că au necinstit lucrurile sfinte. Eu sunt Domnul care îi sfințesc. Observați, dragi prieteni, motivul pentru care preotul trebuia să fie atât de atent la toate aceste aspecte. Fiecare prevedere este parafată prin cuvintele Eu sunt Domnul. Datorită faptului că noi ne închinăm Domnului, Dumnezeul acestui univers, trebuie să fim foarte atenți cum o facem. Trebuie să nu ne lăsăm întinați să nu ne lăsăm profanați de lucrurile din jurul nostru. Preoții trebuia să fie sfinți în relațiile lor, în casa lor, în contactele sociale sau de afaceri, în orice fel de situație în care ar fi venit în contact cu lumea. Preoții erau puși deoparte pentru Domnul. Ei constituiau un exemplu pentru restul poporului. Unele din lucrurile menționate aici sunt identice cu cele spuse pentru întreg poporul Israel. Preotul nu avea privilegii speciale. Necurăția în omul de rând și necurăția preotului trebuia să fie înlăturate prin același fel de ceremonial de curățire. Viața privată a preotului trebuia să fie la înălțimea slujbei și poziției sale publice. Niciun străin să nu mănânce din lucrurile sfinte, cel ce locuiește la un preot ca oaspete și cel tocmic cu ziua să nu mănânce din lucrurile sfinte. Preoții aveau datoria de a păstra sfințenia cortului întâlnirii prin excluderea străinului. Numai fiul lui Dumnezeu îi se putea închina lui Dumnezeu. Dar robul cumpărat de preot cu preț de argint va putea să mănânce, tot așa și cel născut în casa lui. Ei să mănânce din hrana lui. Fata unui preot, măritată după un străin, să nu mănânce din lucrurile sfinte aduse ca jerfă prin ridicare. Dar fata unui preot care va fi rămas văduvă sau despărțită de bărbat, fără să aibă copii, și care se va întoarce în casa tatălui său, ca atunci când era fată, va putea să mănânce din hrana tatălui ei. Dar niciun străin să nu mănânce din ea. Aceste versete continuă să explice faptul că numai cei care aparțin preotului, cei care sunt născuți în casa lui, pot mânca din carnea lui. Dacă fata unui preot se mărita cu un nevreu, nu-i se mai permitea accesul la cele sfinte. Dacă era văduvă sau divorțată și se întorcea la casa tatălui ei, ea putea mânca din carnea tatălui său. Fiul și fica risipitoare se pot întoarce acasă și vor fi întâmpinați cu brațele deschise, dragi prieteni. Dacă un om mănâncă dintr-un lucru sfânt, fără să bage de seamă, să se dea preotului prețul lucrului sfânt, adăugând încă o cincime la el. Preoții să nu ne cinstească lucrurile sfinte aduse de copilul lui Israel pe care le-au adus ei Domnului ca jerfă prin ridicare. Ei vor face să apese astfel asupra lor păcatul de care s-ar face vinovați mâncând din lucrurile sfinte, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc. Necunoașterea legii nu poate fi folosită drept scuză. Omul care mănâncă din lucrurile sfinte fără să știe este vinovat și se cere să plătească un preț. Aceasta punea o răspundere și mai mare pe umerii preoților care trebuia să păzească locașul sfânt. Lumea necredincioasă își formează o imagine despre biserică prin membrii ei. Indiferența, lipsa de reverență sunt detectate imediat de un necredincios în purtarea și atitudinea celui credincios. Domnul Isus a spus, Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, preotul trebuia să aibă un anumit discernământ și în ceea ce privea jerfele aduse de popor. Să vedem care erau elementele față de care ei trebuia să fie tot timpul alerți. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește lui Aron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le, Orice om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel care va aduce o ardere de tot Domnului, fie pentru împlinirea unui juruințe, fie ca dar de bunăvoie să ia o parte bărbătească fără cusuri din boi, miei sau capre, pentru ca jerfa să fie primită. Să nu aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. Această secțiune conține reguli și norme pentru popor în ceea ce privește aducerea jerfelor. Aceste reguli trebuie puse în aplicare cu cea mai mare acuratețe de către preoți. Regulile sunt pentru popor, dar era datoria preoților să vegheze la punerea lor în vigoare. Nu era permis aducerea unei jerfe care avea vreo pate sau vreun cusur, pentru că jerfa îl prefigura pe Hristos. Orice abatere de la această lege însemna o diminuare a măreției persoanei lui Hristos și o derogare de la cerințele de sfințenie ale lui Dumnezeu. Dacă un om aduce Domnului din boi sau din noi o jerfă de mulțumire, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jerfă să fie fără cusur, ca să fie primită, să n-aibă niciun cusur în ea. Să nu aduceți niciuna care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine. Din acestea să nu aduceți pe altar ca jerfă mistuită de foc înaintea Domnului. Ca dar de bunăvoie, vei putea să jerfești un bou sau un miel cu un mădular prea lung sau prea scurt, dar ca dar pentru împlinirea unei juruințe nu va fi primit. Să ne aduceți Domnului un dobitoc cu boașele frânte stricate, zmulse sau tăiate. Să nu-l aduceți ca jerf în țara voastră. Nici să nu luați de la străin vreunul din aceste dobitoace ca să-l aduceți ca mâncare Dumnezeului vostru. Căci sunt sluțite, au metehne și n-ar fi primite. Domnul a zis lui Moise, Vițelul, mierul sau iedul după naștere să mai rămână șapte zile cu mama sa și apoi, de la opta zi înainte, va fi primit să fie adus Domnului ca jertfă mistuită de foc. Vaca, oaia sau capra să nu și ungheați ca jertfă în aceeași zi cu fătul lor. Infirmitățile naturale, rănirile, tăieturile și oasele frânte erau cu sururile care făceau un animal inapt pentru a fi adus ca jerfă. Niciun străin nu putea aduce o jerfă. Și orice animal adus ca jerfă trebuia să aibă cel puțin șapte zile. Numărul șapte este numărul de al desăvârșirei. Aceasta înseamnă că animalul trebuie să încheie un ciclu complet de șapte zile. Tocmai în acest punct al oferirii de animale fără cusur ca jerfă a ieșuat Israelul în mod lamentabil. Ei au adus vite oarbe, șchioape, betege, iar Dumnezeu le-a tras atenția prin profeții care au denunțat acest fel de jerfe. O astfel de relatare găsim în cartea Maleah, în capitolul 1, începând cu versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său, spune acest cuvânt. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice domnul oștirilor către voi, preoților, care ne numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jerfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o tău. Te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea? Zice domnul oștirilor. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de voi vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri? Zice domnul oștirilor. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul meu pe altare? N-am nicio plăcere de voi, zice domnul, și darurile de mâncare din una voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la Sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutind în se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul Oștirilor. Voi ziceți, ce mai este steneală? O disprețuiți, zice Domnul Oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu însă să le primesc din mâinile voastre, zice domnul. Nu, blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și, totuși, jurăște și jerfește domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice domnul știrilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Dragii mei, nu se poate ca noi să-L tratăm pe Dumnezeu mai rău decât o facem cu oamenii acestei lumi. Dumnezeu merită tot ce este mai bun, el merită cea mai bună parte a zilei noastre, merită sentimentele noastre cele mai frumoase, merită toată atenția noastră. Dacă știm să oferim prietenilor din timpul nostru, oferim altora, cadouri frumoase, costisitoare, de ce nu am face, întreb eu, și pentru Dumnezeu? Nu este o mare nedreptate să-l tratăm pe Dumnezeu ca fiind mai puțin important decât prietenii pe care îi avem? Cu siguranță că da. Preotul trebuia să analizeze jertfa adusă înaintea lui Dumnezeu. Acum mai este un aspect aici. Se putea foarte lez înțelege care era spiritul în care era adusă jertfa. Era adusă numai într-un sentiment al datoriei, sau era adusă pentru că omul înțelegea care este rolul acestei jerfe. Era o problemă de inimă, inimă zdrobită de sentimentul vinovăției pentru păcatul comis, inimă dornică de iertarea divină. În funcție de jârfa prezentată, preotul putea înțelege ce se petrecea în sufletul celui ce se prezenta la ușa cortului cu animalul de jârfă. Dragii mei, să nu uităm ce spune Petru cu privire la cei ce sunt copiii lui Dumnezeu. La rândul nostru suntem un neam de preoți pentru Dumnezeu. Este datoria noastră să descoperim durerea inimicilor din jur și să putem să le prezentăm iertarea vindecătoare a lui Dumnezeu. Nu noi îi dăm iertarea, ci Dumnezeu o dă. Dar este datoria noastră, responsabilitatea noastră, să aducem pe acești oameni înaintea Lui. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Vita să se mănânce în aceeași zi, să nu lăsați nimic din ea până a doua zi dimineața. Eu sunt Domnul. Jertfa trebuie adusă de bunăvoie. Acest tip de jertfă îl reprezintă pe Dumnezeu. Tatăl care l-a dat pe fiul său din dragoste pentru noi și pe fiul care a venit pentru bucuria care era înainte, această jertfă trebuia mâncată în aceeași zi. Nu trebuia dat niciun prilej, nici măcar pentru cea mai vagă urmă de stricăciune. Să păziți poruncile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. Să nu ne cinstiți numele meu cel sfânt ca să fiu sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul care vă sfințesc și care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, eu sunt Domnul. Ei trebuia să fie o mărturie pentru Dumnezeu, dragii mei. Ei nu trebuia să meargă până la marginile pământului ca martor al lui Dumnezeu, așa cum ni se cere nou astăzi. Ei erau chemați să slujească lui Dumnezeu ca popor. Restul lumii venea la Ierusalim, unde se închinau evreii Domnului lor, Numele sfânt al numelui lui Dumnezeu era prezentat în fiecare act de închinare. Care era motivația lor pentru ascultare? Dr. Bonar ne oferă alte cinci motive. Eu sunt Domnul. Eu voi fi sfințit printre copiii lui Israel. Eu sunt Domnul care vă sfințește. Eu sunt Domnul care v-a scos din țara Egiptului, Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul. Credinciosul modern are parte de libertate, dar libertatea nu trebuie să ducă la imoralitate. Sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu trebuie păstrate cu mare atenție în închinarea noastră. Eu sunt Domnul care v-a scos din țara Egiptului. Dumnezeu v-a mântuit, dragi prieteni. Dumnezeu vă mântuiește prin har. El nu v-a mântuit cu ideea că va cere de la voi fapte pe măsura acestui act. Atunci nu ar mai fi har. Eu nu sunt de acord cu versurile acelei cântări care spune, Eu m-am dat viața pentru tine, tu ce ai făcut pentru mine? Harul nu cere plată. Dar să vă întreb ceva, îl iubiți pe Dumnezeu? Vreți să-i slujiți? Soția nu pregătește o cină specială de ziua soțului ei pentru că e de datorie ei să o facă. Ea face acest lucru pentru că își iubește bărbatul. Adevăratul credincios îl va sluji pe Domnul pentru că îl iubește. Eu sunt Domnul care vă sfințește și care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul. Este El și Dumnezeul tău, dragul meu prieten? Dacă este, îl reprezinți pe El în lume? Lumea din jur ne citește. Cu fiecare zi care trece, se scrie un capitol din Evanghelie prin faptele pe care le facem, cuvintele pe care le spunem. Oamenii citesc ceea ce spuneți, fie adevărat sau fals. Ce spune Evanghelia după fiecare cuvânt? Oamenii din lume nu citesc Scriptura, ei vă citesc pe voi. Oare ce au citit până acum la noi, dragul meu prieten? Au citit dragoste pentru Mântuitorul nostru? Au citit respect pentru El? Au citit dorința noastră de a nu ne întina, de a nu ne atinge de nimic necurat? De a ne păstra după voia lui Dumnezeu cel care ne-a chemat și ne-a angajat în această lucrare. Și nu uitați, preoția noastră nu este una orecare. Este o preoție împărătească, este o preoție sfântă, care poartă sigiliul marelui nostru preot, Domnul nostru Isus Hristos. Fie să l onorăm ca atare. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.